Rampa de gunoi deja se lucrează la ea, se construiește și sper că luna viitoare să fie gata. Iar utilajele propuse pentru acest proiect au început să ne vină. Este vorba de acest tractor. În cadrul acestui proiect, controlul integrat al poluării cu nutrienți și remorca de împrăștiat cu noi. Primele două utilaje au venit, urmează să mai ne vină un buldoi excavator de încărcat gunoiul din cursele cetățenilor, o vitanjă și două remorci de transportul gunoiului de la domiciliu, de la crescătorii de animale și la platformă, iar de la platformă la terenurile agricole pe care le au dânsii. Drept urmare, acest proiect dă un beneficiu mare pentru Comuna Gălbinaș, atât primăriei, că va fi dotată cu aceste echipamente noi pentru aceste lucrări și pentru cetățenii care vor să se dezvolte pe creșterea animalelor. Pentru că sunt nevoiți să aibă o platformă autorizată de gunoi în care să arate că îl depozitează gunoiul și ulterior să-l ia să-l împrăștie pe culturile pe care le au pentru terenurile dânșilor.